Bună ziua! Bună ziua, Laura, da, după 6 ani de relație Ștefan Bănică Junior și Lavinia s-au căsătorit. La evenimentul care a avut loc în urmă cu o lună au participat prietenii apropiați ai artistului. Cântăreții i-a invitat sub pretextul că își sărbătorește ziua de naștere în avans. Aceștia au petrecut la un restaurant de lux din Bulgaria. Potrivit unuia dintre invitați, Ștefan Bănică Junior s-ar fi ridicat de pe scaun în timpul petrecerii și a spus că s-a însurat, spre surprinderea celor care au adus cadouri doar lui. Invitații au fost serviți cu aperitive, friptură, pește și prăjituri, dar și băuturi fine. Însă, recent, Ștefan Bănică Junior și-a lansat cel de-al 16-lea album Picat din Lună, iar una dintre piese se numește Ea mi-a pus cătușele, care este dedicată Laviniei. Mulțumesc, Violeta!